Eu sunt Alex, sunt trainer în cadrul cursului de UI UX Design de la OneSum pentru adulți. Cam de un an am avut două grupe în acest curs până acum și de acum încolo voi fi și trainer pentru elevi în cadrul cursului de UI UX Design. Ne gândim ca cursul să fie structurat timp de aproximativ 16 ore. Vom vedea cum îl vom împărți în weekenduri, pentru că nu ne dorim să intervenim față de programa școlară, nu știu, să îi facem pe elevi să fie stresați la școală. Tocmai de aceea ne-am gândit să îl ținem în weekenduri live, într-un format colaborativ, în care ei vor fi alături de noi, de traineri, vor învăța ce înseamnă UI UX design și vor învăța cum să facă un design pentru o aplicație de la zero. Mai tot timpul auzim UI UX, UI UX design, citim de aceste denumiri, aceste abrevieri, dar haideți să vedem concret ce reprezintă aceste abrevieri. UI vine de la User Interface în engleză, care reprezintă practic interfața cu utilizatorul, adică concret ce vede utilizatorul când intră pe o aplicație web, să spunem, sau mobile. Mai exact, nu știu, partea de butoane, meniuri și așa mai departe, culori, fonturi și tot ce ține de interfață. Iar UX vine de la User Experience, deci practic experiența utilizatorului pe care o are în momentul în care interacționează cu o aplicație. Deci, pe partea de UX, lucrăm astfel încât să ne asigurăm că experiența utilizatorului este una plăcută, cât mai intuitivă și că, într-adevăr, omul respectiv își rezolvă problema pe care o are când folosește aplicația noastră. De ce facem cursul în acest format în care combinăm partea de UI și UX? Pentru, foarte simplu, pentru că nu se poate una fără cealaltă. Degeaba am face o interfață care arată super wow, care, să spunem că atrage utilizatorii, dacă interfața creează tot felul de probleme și frustrări pentru om când o folosește. Și pe reversul medaliei, n-am putea să facem doar UX pentru o aplicație fără să facem UI. Aplicația poate să fie foarte intuitivă, foarte ușor de folosit, dar dacă nu avem acel element, acel condiment, să spunem așa, care să atragă utilizatorul în primă instanță când deschide aplicația, partea de interfață, s-ar putea să nu ajungă să experimenteze aplicația și să nu o folosească. Și atunci, de asta, noi le facem împreună, ca la final să avem o aplicație definită, completă, bună din toate punctele de vedere și care creează o experiență plăcută și care ajunge să fie iubită de oameni. Pentru elevi, cursul de UI UX Design reprezintă o oportunitate tocmai pentru că deschide o ușă prin care ei să poată să experimenteze acest domeniu, să încerce ceva diferit față de ce văd, nu știu, la orele de informatică de la școală. Ei pot să învețe o multitudine de tehnici, metodologii pe care le folosim ca UI UX designeri, astfel încât să creeze de la zero, în final, să fie capabil să creeze de la zero o aplicație mobile. Cursurile o să se desfășoare în weekend, în format live, colaborativ. Cursanții o să interacționeze cu noi, noi le vom oferi informația, pas cu pas, toate acele metodologii și imediat după ce află informația vor putea și să pună în practică cărămidă cu cărămidă, astfel încât în final să construiască
o aplicație mobile. Pentru acest curs vom urma practic procesul de UI UX design, de design thinking, adică ce înseamnă asta mai concret, vom empatiza inițial cu utilizatorii, apoi vom vedea care sunt problemele pentru tema pe care o abordăm, vom defini practic problema pe care o vom rezolva împreună. Cu această problemă definită vom căuta soluții, vom lua o soluție, o vom duce într-un tool de design, Figma, și practic vom crea designul propriu-zis, adăugând culori, forme, fonturi și în final, nu în ultimul rând, vom testa aplicația, astfel încât la final să vedem într-adevăr dacă aplicația noastră rezolvă probleme. De ce să faci, să iei această oportunitate ca elev? În primul rând ca să experimentezi. Ești în perioada vieții în care toate ușile sunt deschise și trebuie să iei astfel de oportunități pentru a experimenta cât mai mult, pentru a-ți da seama în final de ceea ce îți place. Eu mi-aduc aminte de când eram elev la liceu că aveam tocmai astfel de întrebări. Oare ce să fac mai departe? Să merg pe biologie, să merg pe informatică? Îmi plăceau mai multe zone și atunci, la un moment dat, s-a evit o oportunitate și pentru mine, la momentul respectiv, să fac un astfel de curs ținut de Facultatea de Informatică și era un curs tocmai pe această parte de design. Și am mers acolo și mi-am dat seama, acolo am învățat bazele, mi-am pus bazele pentru design și acolo mi-am dat seama de această pasiune a mea. Și asta recomand și eu la rândul meu celorlalți elevi care vin din spate să experimenteze și să aibă curaj să deschidă portițe, să vadă concret ceea ce le-ar place să facă pe viitor. Este o idee foarte bună să-și susțină copilul să meargă la un astfel de curs, tocmai ca copilul să experimenteze și să învețe din cât mai multe arii. Pentru că copilul la un astfel de curs, la cursul de UI UX Design, va își va lucra partea de creativitate, skill-uri de gândire analitică, va lucra împreună cu alți oameni alături de noi, de trainer și alături de alți cursanți, deci lucru în echipă va fi dezvoltat. Partea de cursul este foarte dinamic, foarte interactiv și atunci elevul, cursantul își va antrena și zona de a veni cu idei, de a nu fi timid, să-și spună ideile, să experimenteze, partea de prioritizare a ideilor și o poate antrena. Și în final, fiecare elev va avea, după acest curs de UI UX design, o aplicație palpabilă, un design de aplicație mobil palpabilă, pe care o va putea arăta prietenilor, colegilor și de care să poată să fie mândru. Punctul meu de vedere, ar putea să se aștepte la un curs practic, un curs în care punem accentul pe experimentat toate metodologiile pe care le vor afla. Va fi un curs la finalul căruia vor avea o aplicație pe care o vor putea arăta celorlalți. Și tocmai aceasta este diferența cursului de UI UX Design față de ceea ce întâlnesc în programa din sistemul de învățământ. Faptul că nu va fi doar informație și ei trebuie să vină să-și noteze și cam atât. Din contră, toată informația va rămâne cu ei, va rămâne în cap și după ce termin cursul,
pentru că punem în practică totul. Și după ce termină cursul, dacă cumva își dau seama unii dintre ei că sunt pasionați de acest domeniu, pot căuta mai departe, luând bucăți din ceea ce au învățat de la curs și căutând mai multe informații ca să se dezvolte.